Materialele de propagandă, dacă îmi permiteți, domnule vicepreședinte, sunt doar tipăriturile. Doar ceea ce se încadrează la categoria tipărituri. Baloanele nu se încadrează la categoria tipărituri. Deci recomandăm candidaților și partidelor politice să utilizeze în această campanie, așa cum este și normal, tipărituri. Pliante, afișe, ghiduri, instrucțiuni, un material de genul celui pe care îl aveți dumneavoastră în mână, nu pixuri, nu baloane, nu găleți, nu brichete, nu chibrituri, nu nimic de genul acesta, legea interzicându-le în mod expres. Dar acțiunea respectivă, că, mă rog, nu se mai fac spectacole din acestea, focuri de artificii și așa. Dar acțiunea de a te plimba și de a strânge mâna alegătorilor e complet legitimă. Acțiunea de a te plimba și a oferi alegătorilor diverse obiecte nu mai e atât de legitimă.